Maria și Antonio au avut o discuție destul de lungă. În final, Maria a spus eu am decis pentru mine și ca atare mă retrag, iar Antonio i-a spus că este de acord: că dacă ar fi fost să fie ceva între ei, era de la început, că a simțit o chimie atunci când se uitau unul la altul, dar nu e tipul lui de relație. Nu este genul lui, și spunea el ca să fiu cu tine, eu trebuie să mă schimb, și atunci nu m-a simți confortabil. Mai zicea Antonio că își dă seama că acum Maria simte ceva pentru el. Maria a spus că o să-i treacă și spunea Antonio și faptul că lumea îi spune în scrisori că a greșit, dar el nu găsește greșeala pe care a făcut-o și nu înțelege de ce îi se spune așa. Apoi spunea că Maria s-a deschis, dar s-a deschis prea târziu pentru el și îi spunea că ea are calitățile cele mai bune de soție din această casă, însă nu i se potrivez lui. Apoi am văzut că au mers pe băncuță, iau au dat câteva lacrimi, Marie a plâns, i venea să plângă puțin. Antonio a tras-o către el și s-au sărutat. Apoi, în emisiune, când a fost întrebat despre acest sărut, el a spus că Maria... el nu s-a așteptat, ea m-a luat și m-a sărutat. <gâng> și Maria... Atunci a spus că a înțeles că Antonio mai are de copilării și că orice ar face el din acest moment nu ar mai avea cum să aibă încredere vreodată în el.